O tragedie a avut loc azi noapte în comuna Braniște, acolo unde un bărbat în vârstă de 48 de ani, patronul unui bar local, a fost ucis de către doi frați. Incidentul a avut loc în incinta barului pe care victima încerca să-l închidă, moment în care a fost atacat de cei doi agresori. Potrivit martorilor, conflictul a izbucnit când victima a vrut să închidă locația, iar cei doi frați, întorși recent din Franța, au reacționat violent. Într-un acces de furie, unul dintre frați a folosit o halbă de bere pentru a lovi pe patronul barului, după care ambii l-au agresat în mod repetat, provocându-i răni fatale. Localnicii din Braniște îi cunoșteau pe cei doi frați, drept persoane problematice, implicate frecvent în scandaluri. Autoritățile au intervenit rapid la locul crimei și au reținut agresorii. Din cercetări a reieșit că în noaptea de 14 spre 15 iulie, anul curent, pe fondul consumului de alcool, între bărbatul de 46 de ani și cel de 48 de ani, s-ar fi iscat un conflict spontan, generat de faptul că cel din urmă, în calitate de administrator, ar fi închis magazinul. În acest context, bărbatul de 46 de ani ar fi luat o halbă de bere pe care ar fi spart-o, iar cu o bucată din halba rămasă în mână ar fi lovit victima la brațul stâng, provocându-i o plagă ce a condus la decesul acesteia la scurt timp. Bărbatul de 46 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca mâine, 16 iulie, să fie prezentat tribunalului Mehedinți cu propunere de arestare preventivă. Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor. În prezent, aceștia se află în custodia poliției și urmează să fie anchetați pentru omor. Inspectoratul de poliție județean Mehedinți a demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a petrecut crima. Oamenii legii continuă să adune probe și să audieze martorii prezenți la fața locului. Comunitatea din Braniște este în stare de șoc după incidentul violent și cere autorităților să ia măsuri stricte împotriva celor vinovați pentru a preveni astfel de tragedii în viitor.